observat că foarte multă lume are probleme la a rezolva subiectul ăsta legat de recursivitate. Momentan o să ne limităm la proiectele de bug, care de obicei sunt doar să afișezi sau să alegi din ce afișează programul, de câte ori se apelează chestii de genul ăsta. Nu prea te pune să... Nu cred că am văzut niciodată la bug să fii pus să implementezi tu un program recursiv. La admitere, probabil... Nici la admitere, nu cred, pentru că de obicei sunt ineficiente. O să explic de ce sunt ineficiente din punct de vedere al memoriei. Recursivitatea, pe scurt, înseamnă că programul, subprogramul, de fapt, se apelează singur în interiorul subprogramului. Ai o linie de cod care apelează exact același program. Și hai să vedem ce înseamnă mai exact chestia asta, cum abordăm o problemă de recursivitate la bacalaureat. Observăm enunțul, subprogramul F este definit alăturat, indicați valoarea în cazul în care se apelează subprogramul cu valoarea 200.200. Super! Observăm că autoapelul se execută doar când X este strict mai mare decât 20. În cazul de față, o să scriem F de 200.200, asta e primul apel, egal cu. Cu cine egală funcția asta? Bună de-a. Intrăm în if, după cum am zis, x este mai mare decât 20, obvious, și trebuie să returnăm 2 ori apel de x împărțit la 10, adică numărul x fără ultima cifră. 20. Continuăm. Acum, nu o să trecem aici mai departe să vedem cu cât egală funcția asta. De ce? Nu scriem pe aceeași linie pentru că s-ar putea să ajungem la... să fie linia noastră super lungă, să nu mai încapă, să trece mai jos și după aia nu mai vedem corect ceea ce am scris. Așa că o să scriu mai jos. F de 20.020 egal cu, din nou, 20.020 este mai mare decât 20? Da. 2 ori F de 2002. Problema asta de recursivitate destul de simpluță, dar o să facem din ce în ce mai grele. Deci următoarea problemă o să fie puțin mai grea decât asta și așa mai departe. Trecem mai departe. 2002, 2 ori F de 2002 împărțit la 10 pentru că 2002 e mai mare decât 20, 200, F de 200 egal cu... De ce nu facem paint? Că nu e necesar să scriu un paint și mi-a mai mult să scriu de mână un paint. E mult mai ok așa și pe foaie la fel puteți să organizați, e mult mai ușor să structurați așa apelurile recursive. Ca să înțelegeți efectiv cum funcționează. Momentan codul nostru e destul de scurt, codul, explicația noastră e destul de scurtă, dar o să vedeți la problemele următoare că o să fie din ce în ce mai lungă. 2 ori F de 200 împărțit la 10, 20. Și aici când apelăm F de 20, observăm că X-ul nostru nu este mai mare decât 20 și trecem pe următoarea linie de cod. Adică return 20. Înseamnă că F de 20 o să fie egal cu 20. Având în vedere că am terminat cu apelul acestui program, cu apelul lui F de 20, eu nu o să trec mai departe. Și n-am ce să mai apelez mai încolo. Deci am terminat totul cu acest program. Și ca să știu că am terminat totul cu chestia asta și acum trebuie să urc, trebuie să vin înapoi, pun un punct și virgulă după. Știu că aici nu mai trebuie să revin. Trebuie să merg mai departe, să văd ce n-am făcut. Și revin aici. Merg în spate, 2 ori F de 20. Asta o să fie egal cu 2 ori cât ne-a dat nou F de 20, adică exact 20, egal cu 40, punem punct și virgulă, știm că am terminat cu subprogramul ăsta. Revenim la cel anterior, 2 ori F de 200, înlocuim F de 200 cu ăsta de aici, 2 ori 40, egal cu 80, punct și virgulă, am terminat. Da, e basic, dar o să vezi când o să facem un exercițiu mai complicat, că nu e atât de basic și pentru mulți le e greu să facă și chestia asta, pentru că la școală de obicei se explică cu săgeți, să faci nu știu ce desene și n-aș pa chestia asta, că o să te pierzi, mai ales dacă scrii urât, o să te pierzi în desenele tale. Și mi se pare mult mai ok și mai structurat așa. Revenim înapoi, F de 2002 egal cu 80, 2 ori 80, care egal cu 160 egal cu, revenim F de 20.020, îl înlocuim cu 160, este egal cu
320. Este rezultatul. Punctul D. Aici am terminat tot. Am rezolvat. Corect. O să explic pe la final de ce nu e ok în punct de vedere al memoriei să implementezi ceva recursiv. Dacă n-ai alternativă logică, implementezi recursiv. Dacă ai o alternativă iterativă și să nu folosești recursivitate, poate e mai eficient iterativ, deși nu toate cazurile, că de obicei folosești vector dacă faci iterativ. Am văzut că recursivitatea tocmai e mai greu să vizualizezi așa decât. Mie mi se pare mult mai logic așa. Ok, hai să continuăm cu următorul exercițiu. Sub programul de aici se execută, e puțin mai complicat decât cel anterior, după cum am zis. Hai să vedem. Primul apel este de 20 și de 2020. Ăsta cu cine e egal? Luăm, parcurgem pe rând. X este mai mic decât 1 sau Y este mai mic decât 1? Nu. Deci trecem pe linia următoare. Este X mai mare decât Y? Nu, 20 nu e mai mare decât 2020. Deci, automat trecem pe linia următoare. Înseamnă că nu o să intrăm în if și mergem mai departe, returnăm 1 plus f de, x-ul se păstrează, deci o să fie 20. Deci avem în interior f de, observăm că e un apel în interiorul apelului. Și 20, 2020 y împărțit la x este echivalent cu 2020 împărțit la 20, care este egal cu 101, cred. 2020 împărțit la 20, da, 101. Închidem. Aici, pe care trebuie să executăm? Prima, executăm apelul ăsta, FD20101, că altfel nu știm care este al doilea argument de la sub apelul acesta și nu putem trece mai departe. Trecem mai departe cu apelul, observăm că n-am pus puncte virgulă, că trebuie să revenim la un moment dat. FD20101, reluăm condițiile. Cumva X este mai mic decât 1 sau Y este mai mic decât 1? Nu. Deci trecem mai departe, X nu este mai mare decât Y. Deci automat nu o să intrăm în if. Trecem la următorul apel. Și returnăm 1 plus F de 20 se păstrează. Și F de 20 și 101 împărțit la 20. Care este 100? 5,05, dar nu o să scriem 5,05 pentru că Y-ul este un întreg. Automat, doar partea întreagă din împărțire o să se păstreze. Deci o să fie F de 20 și 5. Al doilea parametru. Ok. Care este următorul apel? La fel ca apelul de mai sus, o să luăm chestia asta mai mică din paranteze, pentru că din totdeauna trebuie să luăm din aproape în aproape, nu putem să sărim direct să executăm chestia asta. Intrăm în if, nu intrăm în if primul if, pentru că nu este respectată nicio condiție, intrăm în al doilea, x este mai mare decât y, deci automat intrăm în if și avem return 1 plus f de. Vedem că aici e apelul mai mic acum, x împărțit la y, 20 împărțit la 5, 4 și y, adică 5. Y-ul se ia al doilea parametru de aici, 20 împărțit la 5, 4 și 5. Din nou, apelul ăsta mai mic, f de 4, 5, cred că după următorul apel al programului ăsta, observăm că e din ce în ce mai complex, deci, na. F de 4, 5. F de 4, 5 egal cu, nici 4, nici 5 nu mai mic egal decât 1. Vedem că al doilea if spune dacă x este mai mare decât y și x nu e mai mare decât y, 4 nu e mai mare decât 5. Deci trecem pe următorul. O să avem 1 plus f de x, 4, și f de x, x adică tot 4, y împărțit la 5, y împărțit la x, adică 5 împărțit la 4, care e egal cu 1. După cum am zis, se păstrează doar partea întreagă. Ok, intrăm în apelul lui 4 și 1 și observăm că intrăm în sfârșit în primul if și ne oprim, adică return 0. Cu chestia asta nu mai avem treabă și nu o să mai revenim la ea.
Aici revenim și o să fie apelul 1 plus f de 4 și 0. Deci f de 1 plus f de 4 și 0. F de 4, 1 este egal cu 0. Și acum trebuie să văd f de 4 și 0. Ce valoare are? Cu f de 4 și 0 intrăm din nou în primul if și o să returnăm 0. Și o să avem 1. Deci 1 plus 0. Punct și virgulă, am terminat cu asta. Și chestia asta o să fie egală cu, am revenit cu f de 4 și 5, înseamnă că o să trebuiască să înlocuiesc 1 aici. Și o să am 1 plus f de 1 și 5. Îl facem și pe f de 1 și 5, observăm că intrăm din nou în primul if și o să avem valoarea 0. X este egal cu 1. Continuăm aici, avem 1 plus. Să înlocuiesc aici cu 0, nu știu dacă e necesar, s-a observat. 1 plus 1 care e egal cu 2. Am terminat cu apelul funcției astea. Deci când revin, trebuie să înlocuiesc f de 25 cu 2. Eu să am 1 plus f de 20 și 2. Acum trebuie să continui. Scuze, am pus punct și virgulă. Aici trebuia să continui și să apelez din nou. Vezi că f de 1, 5? Ups. Da, scuze. Am citit chat-ul. Deci f de 1, 21. După cum am zis, aici trebuie să continui cu apelul. Copiez ăsta, îl pun aici. Intru din nou în primul if. Și fac egal cu 0. Primul if are return 0. Înseamnă că valoarea returnată este 0. Și aici o să am 1 plus 0, care e egal cu 1. Din nou aici am terminat. Nu mai trebuie să revin. Și înlocuiesc f de 20 101 cu valoarea 1. O să am 1 plus f de 20 și 1. 1. Pe care deja l-am calculat aici. O să am 1 plus 0 egal cu 1. Și ăsta este rezultatul 1, numai că noi trebuie să numărăm de câte ori se auto-apelează programul, de câte ori se apelează, de câte ori se execută. Păi hai să vedem. Prima execuție e aici. A doua execuție este aici. A treia execuție este teoretic aici, adică în interiorul nu cred că contează cum numărăm, dacă numărăm mai mic sau numărăm... Sau cred că e mai logic așa, de fapt, da. Deci asta e prima execuție. Eu aici când apelez o să am asta a doua execuție. Aici o să-mi fie a treia execuție. Aici o să fie a patra execuție. Aici a cincea execuție. Că se apelează în interior. Și după ce am făcut calculul a șasea execuție. A șaptea execuție, a opta execuție, pentru că după ce am calculat, elementul pe care l-am calculat aici o să devină parametru pentru cealaltă execuție. Deci a opta execuție și a noua execuție. Asta e execuția finală. Deci codul nostru se execută de nouă. După cum am zis, o să devină din ce în ce mai complex. Urtează să fie execuții unice? Nu unice. Execuție. Aici e o execuție separată față de asta, chiar dacă se apelează cu aceiași parametri. La 21, de ce e 0? Pentru că intră în primul if de aici de sus. Deci fix e mai mic egal decât 1 sau y mai mic egal decât 1, una din ele. Aici sunt două apeluri separate, chiar dacă au exact aceeași valori parametri. Chiar dacă parametrii au exact aceleași valori, nu e aceeași execuție, deci se numără separat. Ok. Hai să trecem la următoarea problemă. Asta e puțin mai complicată, pentru că avem aici șiruri, avem afișări, nu avem adunări cum era înainte. E ok, Vic. Hai să vedem. Sub programul indicat ce se afișează în urma apelului. Verificăm. F de 3 este egal cu
observăm că prima dată după ce se intră în apelul funcției, se afișează x, adică 3. Dar eu nu o să fac 3, după ce fac 3 trebuie să mai pun și apelul funcției, mă rog, următoare, o să vă explic după. Dar având în vedere că eu îl afișez pe ecran și cel puțin eu așa o fac, ca să nu încurc afișarea cu adunarea, cumva cu return-ul, bine, nici nu prea am cum să încurc, că nu ar mai avea niciun sens variantele mele de acolo, dar poate n-am variante la enunț. Dar eu de obicei îl pun între apostrofe, ca să văd că e șir de caractere și trebuie afișat, nu trebuie efectiv adunat, trebuie concatenat cu valoarea apelurilor. Mie, personal, mi se pare mai ușor așa, poate nu vă e necesar că vă dați seama, dar în cazul în care nu există variante, nu. Poate trebuie să scrieți valoarea și uitați că nu trebuie să adunați. Și, na, la examen e destul emoție și foarte multă lume. Uite. Ok. Cât timp x este mai mare decât 0, noi o să apelăm f de x minus 1. Adică, primul apel o să fie f de 2. Următorul apel, scriu doar apelurile, nu fac și apelurile la fiecare, încă trebuie să le scriu pe toate ca să nu uit. X minus 1, 3 minus 1 egal cu 2. Trebuie să fim foarte atenți. Că aici cumva cred că e o capcană. După, f de 1. Se scade x-ul, 3, x egal cu 3 minus 1, adică 2. Intrăm din nou în while. 2 este mai mare decât 0? Da. Pentru că 2 este mai mare decât 0, atunci o să apelez și f de 2 minus 1, adică f de 1. Din nou, x egal cu 2 minus 1, adică 1. Intrăm din nou în while. While 1 este mai mare decât 0? Da. Atunci o să apelăm f de 1 minus 1, adică f de 0. Și x egal cu x minus 1. Adică x e valoarea 1 minus 1, 0. Intrăm din nou în while. 0 este mai mare decât 0? Nu. Deci nu mai am ce să mai apelez. Aici mă opresc cu apelurile și o să le execut pe fiecare în parte. De ce n-am făcut fiecare subapel în parte? Pentru că dacă făceam f de 2 și după aia mă apucam să scriu ce face f de 2, poate când veneam înapoi uitam să mai continui while-ul. Am zis, bă, gata, am făcut problema, uite, răspunsul meu deja l-am găsit și între variante, nu mai continui, dar uit să continui. Și de asta am scris un while ca să nu uit chestia asta, să uit apelurile. E destul de logică, e BO, că se afișează 3, după aia o să afișezi 2, după aia 1, după aia 0 de 2 și așa mai departe. Sau, nu știu, dar vedem împreună oricum, nu contează chestia asta. Intrăm cu apelul 2. Afișăm pe 2. Și același lucru ca mai sus. F de 1, continuăm. F de 2 minus 1, adică F de 1, se scade din 2 x la 1, intrăm din nou în while, plus F de 0. F de 1 minus 1. La F de 1. Acum continuăm cu F de 1. Afișăm 1 și o să avem doar F de 0, că mai departe nu putem să trecem. Și la f de 0 o să afișăm doar 0 pentru că nu intră în while. Atât, am terminat cu f de 0. Revin înapoi. Egal cu 1 plus 0 între apostrofe. Nu, adică nu valoarea 1, doar 10. E un șir. Aici revin și înlocuiesc f de 1. Totodată pot să înlocuiesc pe f de 0, că eu deja l-am calculat aici. Și f de 1 la fel. Și o să am 2 plus 10 plus 0. Egal cu 2, 1, 0, 0. Punct și, am uitat să pun punct și virgul aici trebuie, și aici la fel. Revin înapoi. F de 3 egal cu 3 plus 2, 1, 0, 0 plus F de 1 deja l-am calculat 1, 0 plus 0 deja e calculat. Egal cu 3, 2, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Acesta e răspunsul corect, punctul B. Încerc să fiu cât mai explicit pentru că foarte multă lume zice, bă, eu știu chestiile astea, mă descurc la asta, mie este nu trebuie să mă mai uit la așa ceva, nu trebuie să mai înțeleg. Și la examen îți dai seama că e superficial, o să greșești pe chestii super ușoare și zic din propria experiență, toată viața am greșit pe chestii foarte ușoare, cât de complicate pot deveni. O să vedem pe ultima, dacă nu vi se pare complicată,
Ok, dacă nu o să facem din alea de admitere și poate o să vi se pară puțin mai complicate, dacă găsesc, nu mai țin minte exact. No, ideea e că dacă e superficial, poți să pierzi foarte ușor puncte pe neatenție și dacă, na, în loc să fii atent acolo 3 ore câte examenul, stai numai o oră jumate, ieși imediat, îți dai seama după examen că ai greșit, pierzi un an sau cât stai degeaba când nu ai intrat la facultate, pierzi un an și regreți la chestia asta. Nu trebuie să fii superficial, că nu e ok la examene, mai ales. Eu la BAC, de exemplu, am fost superficial, n-am luat 10, dar la admitere unde n-am fost superficial și chiar m-am gândit foarte mult și am ieșit efectiv ultimul din sală, a fost foarte bine. Deci, hai să vedem și ultima problemă. Tot programul văd că tot cu F de 3 se pune, dacă era un F de 10 sau un ceva F de 5, unde era super mult, era mai șmecher. Observați că aici e aproximativ la fel, cred că e aproape la fel ca aia anterioară, numai că aici apelul e la final, scuze, apelul e înainte de afișare, nu după afișare. Și se afișează, mă rog, de mai multe ori, având în vedere că e și în for. Începem cu F de 3, ca la problema cealaltă. Intrăm în funcție, intrăm în for, un for de la 3 la 1 descrescător. Observăm din nou că apelul nu este F de 3, este F de n-1, adică F de 3-1, F de 2. După ce am făcut F de 2, afișăm i, i-ul este 3. Foarte mulți greșesc la chestia asta, se grăbesc, văd că e for acolo, îți dau seama, băi, 3, 2, 1, nu știu, descrește for-ul, înăuntru e for cu i, sigur, nici nu mă mai uit, trec mai departe și implementez. Trebuie să fii foarte atent, mai ales la BAC. În câte știu, astea sunt modelele de anul ăsta, dar în general la modele se dă mai greu decât se dă efectiv la examen. Dar îți poate să zic că e o bună pregătire pentru admitere. Deci trebuie să fii foarte atent, să citești foarte atent denunțul. Întotdeauna să nu crezi că bă, ce ușoară chestia asta, fac imediat. Trebuie să fii foarte atent. Pentru că după cum puteți observa, după ce descresc eu, tot F de 2 se apelează că e N-1, nu e I-1. Știu foarte multe persoane care au greșit la chestia asta. Deci tot F de 2 avem aici. Eu când am citit acum prima dată enunțul, am crezut că e F de I. Nu era F de I-1, era F de N-1. F de 2, afișăm 2, plus F de tot 2, și afișăm 1. Și apoi o să se oprească funcția noastră, nu? Că o să ajungă la 0, I-ul nu mai e corectă condiția din while. I nu e mai mare egal decât 1. Acum hai să facem apelurile lui 2. F de 2 egal cu. Vedem că intrăm din nou în for de la 2 la 1. O să fie F de 1 pentru că e F de 2 minus 1 acolo. Plus 2. Plus din nou intrăm în for. Afișăm F de 1. Apelăm F de 1. Plus 1. Și ne-am oprit. Acum facem și apelurile lui 1. F de 1 egal cu. Intrăm în for, o singură dată, o să avem f de 0 și afișăm pe 1. Atât, că i-ul o să devine 0 și se oprește. Continuăm pe 0. Pe 0 nu cred că se execută nimic, nu se afișează nimic. Nu intrăm în for, deci o să afișăm. Eu pun punct și virgulă să știu că n-am nimic acolo, că am terminat cu funcția aia. Cum am zis că pun, e mai, mult mai ușor de organizat, mie așa mi se pare. Revin mai sus și o să avem nimic plus 1 între apostrofe, adică 1. Am terminat cu funcția asta, revin mai sus și înlocuiesc pe f de 1 și o să am 1 plus 2 plus 1 plus 1 care e egal cu 1, 2, 1, 1, punct și virgulă. Am terminat. Revin și am f de 2, trebuie să înlocuiesc cu valoarea de aici, adică 1, 2, 1, 1 plus 3 între apostrofe plus din nou 1, 2, 1, 1 plus 2 între apostrofe, plus, stai că am amețit, nu mai știu unde a rămas, deci 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, așa, și acum trebuie ăsta, așa, 1, 2, 1, 1, plus 1. Și ăsta cu cine e egal? Păi 1, 2, 1, 1, 3, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1. Adică varianta
1, 2, 1, nu? 3, 1, 2, 1. B-ul. Varianta B. Poate pare destul de ciudat că scriu că desfac fiecare chestie în parte, dar așa desfășurat cum scriu, e mult mai ușor de înțeles și foarte ușor să greșești și să fii neatent. Mai ales când adun chestiile astea din ce în ce mai lungi. Acum zic că asta nu a fost atât de lungă, dar fiind foarte lungi, o să dai seama că greșești ușor. Mult mai ok să scrii desfășurat, pentru că timpul tău la examen e foarte mult. Mie cel puțin într-o jumătate la un examen se par foarte mult și orele alea sunt cu un scop acolo, că nu-i să te facă pe tine să gândești sub presiune, să te facă pe tine să gândești la rece, pentru că ai foarte mult timp disponibil să rezolvi problema de două ori, să te și verifici. Hai să vedem. GD 2-1. Se returnează în urma apelului. X este mai mare decât 0, da. Y egal cu 0, nu. Y e mai mare decât 0, da. Deci trebuie să dau return. GD 1. 2 minus 1 e 1. Nu are variantele de înainte. Fac și după aia arăt. Te rog. GD 2 minus 1, 1. Și GD 2. X-ul se păstrează și Y minus 1, adică 0. După cum am zis, fac apelul cel mai mic, 2,0, 2, mă rog, primul parametru 2, al doilea parametru 0. Trec mai departe. X este mai mare decât 0, da. Y e egal cu 0, da. Deci dau return GD 1 minus 1, 2 minus 1, adică 1 și 1. GD 1 și 1 este egal cu X e mai mare decât 0 și Y e mai mare decât 0, deci intru în al treilea. Cumva intru în primul if și după aia în al doilea din primul if. Trebuie să dăm return GD X minus 1, care este egal cu 0, și GD X-ul se păstrează, rămâne 1, și Y minus 1, care este 0. Deci C de 1, 0, G de 1, 0 este egal cu X e mai mare decât 0, da. Y e egal cu 0, da. Deci returnăm G de 0 și 1. G de 0 și 1 este egal cu X e mai mare decât 0, nu. Deci intrăm la cât de indentat cred că ăsta e, return Y plus 1. Deci trebuie să returnăm 2. Și am terminat cu apelul ăsta. Revenim aici și ăsta e egal cu 2, am terminat cu el și o să avem aici apelul lui GD02. GD02 este egal cu 2 plus 1, nu intrăm în if, că x nu e mai mare decât 0, intrăm în return y plus 1, adică 3. Oprim, 3, punct și virgulă, GD11 egal cu 3, revenim mai sus și avem GD 1, 2, 0, care trebuie să le înlocuim cu 3. Să avem GD1, 3. Și acum hai să rulăm GD1, 3, să vedem cu cât e egal. GD1, 3, X e mai mare decât 0, da. Y e mai mare decât 0, da. Deci trebuie să returnăm GD0 și GD1, 3 minus 1, 2. După cum am zis, apelăm pe la mai mic, GD1, 2. GD1, 2 egal cu X e mai mare decât 0 și Y e mai mare decât 0. Și avem GD X minus 1, adică 0, și GD 1 și 1. GD 1 și 1 l-am calculat aici și era 3. Deci înlocuim și o să avem GD 0, 3. GD 0, 3 nu l-am calculat, dar cred că e egal cu 4. GD 0,3 este egal cu X nu e mai mare decât 0 și intrăm pe ultimul return Y plus 1, adică 4. Și o să înlocuim aici, nu trebuia punct și virgulă, acum trebuia punct și virgulă, 4. Înseamnă că aici o să înlocuim GD 0, GD 1, 2 o să înlocuim cu 4 și o să avem GD 0, 4. Și când calculăm GD 0, 4 egal cu 5, intrăm pe return. GD 0, 4 egal cu 5, punct și virgulă. Revenim aici, unde revenim, că sunt destul de multe? Păi unde revenim? Unde n-avem punct și virgulă? Eu de-aia am pus punct și virgulă. Ca să știu ce am terminat și ce nu mai trebuie să reiau. Mergem din jos în sus, vedem care e prima unde nu-i punct și virgulă, aici. Deci GD1, 3 trebuie să înlocuim cu 5. Și cred că 5 e rezultatul. Hai să vedem asta atunci, ca ultimă problemă.
SD6, mamă, presim că e lungă. Deci se ia în considerare dacă inițial nu se ia câte auto-apeluri. Deci nici nu trebuia să zică dacă apelul inițial nu se ia în considerare, că auto-apel nu e primul apel. Deci, SD6. T egal cu 1, a, T-ul e parametru, nu. T egal cu 2, nu. Return SD, T-2, adică 6-2, 4. Plus T-1, 6-1, 5. SD5. SD4, nu contează pe care fac primul 4, 5. SD4 egal cu, nu intru nici în if, intru la return. SD4-2, 2. Plus SD1, scuze, SD4-1, 3. SD2 egal cu, este egal TO cu 2, da, deci returnăm 1. Observăm aici că avem, deci am terminat cu SD2, acum cu SD3. Rotele de vic. Ok, și SD3. SD3 avem SD3-2 care e egal cu 1 plus SD2. 3-1 care e egal cu 2. 2-ul deja l-avem, dar nu l-avem pe SD1. Hai să vedem SD1 întâi. SD1 returnăm 0. Observăm că aici zice că trebuie să returnăm 0. Și avem egal cu 0 plus 1 care e egal cu 1. Cred că asta s-ar putea să fie Fibonacci. Și SD3 e calculat, SD2 e calculat, deci putem înlocui aici. Și avem SD2 este 1 plus SD3 care este tot 1 și egal cu 2. Punct și virgulă, aici l-avem pe SD4 care e egal cu 2, dar nu l-avem încă pe SD5. Hai să vedem SD5. Da, ăsta e Fibonacci, cel mai probabil e Fibonacci. SD5, hai să-l calculăm și pe SD5. Mult succes, Diana. SD5 egal cu 5-2, 3, SD3, plus SD5-1, 4, SD4. Și SD3 și SD4 le avem calculate, dar acum, mă rog, calculăm valoarea și după aia vă explic cum număr apelurile, că și asta e important. Bine, 1 plus, ok. 1 plus 2, care e egal cu 3. Revin aici și fac 2 plus 3, egal cu 5. Ok, hai să vedem cum numărăm apelurile. A zis că la inițial nu se ia. Facem SD4. Ăsta e un apel, revenim la SD4. Hai că număr pe degete, că e mai ok așa. Deci un apel. Nu o să merg pe SD5, încă că la SD4 mai am de numărat apeluri. Deci SD4, un apel. Două apeluri. Pe SD2 n-am niciun apel, deci nu am ce să număr. Aici trei apeluri. Nu o să zic auto-apel, o să zic doar apel. Deci SD4, SD2, SD3. La SD3 am SD1 și SD2, deci 5 apeluri. La SD1 n-am niciun apel, de asta am trecut direct la SD2 și la SD2 iar n-am niciun apel. Deci până acum 5 apeluri, sunt abia la SD3. Am calculat SD4, deci trebuie să trec la SD5. 6 apeluri cu SD5, la SD5 am SD3, 7 apeluri, la SD3 am din nou 2 subapeluri, deci 7, 8, 9. Sunt la 9 autoapeluri. La SD1 n-am nimic, la SD2 n-am nimic, trebuie să trec la SD4. La SD4 am 10, la SD2 n-am nimic, 11, 12, 13, deci 13, 14. Cred că sunt 14. Oare am arătat ceva? Ia să văd. 1, 2, 3. Deci, 1, 2, 3. Nu, 1, 2, da. 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2, 3, 4. 5. N-am niciun subapel, nu? La 1 și la 2, da. 4, 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Ce prost sunt, sunt 14. Am uitat să mai număr la SD3. Da. Sunt 14. Ia și SD6. Nu, sunt 14 subapeluri, autoapeluri. Am uitat să mai număr la ăsta. Să mai număr la SD3-ul ăsta.
când apelam din S10-5. Deci sunt 14. De ce? 1 aici, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 și 14. 14 sunt. Am numărat eu greșit. Da, e ok să te verifici. Ia să te verifici.